Se expune că nu au o traducere originală. Asta a avut în idee. Sunteți Da, prima întrebare. Pierderile. La pierderi... Nu, poftim, nu poftim. Nu, eu n-am răspuns. Da, scuzați. Deci documentul este așa, această cifră de care se vorbește astăzi de 49,55% pe rezultatul anului precedent, este formată cifra care se calculează în fiecare lună și asta este o cifră medie. Lună de lună ea diferă. Întrânsă tot ca cifră medie este alcătuit la 17,2%. Asta sunt cheltuieli tehnologice care sunt prevăzute și restul sumii sunt pierderi. Deci când se calculează ce înseamnă pierderi, este, așa se spune, că consum autorizat, consum neautorizat. Deci dacă este un consum neautorizat și nefacturat, acestea și sunt pierderi. Astfel se calculează. Este consum autorizat, nefacturat, consum autorizat, necontorizat. Ca exemplu, după lege noi suntem obligați să eliberăm la pompieri apă, apa aceasta nu se facturează și nu se contorizează. După o lună sau două sau trei, în dependență când este mai mult apă sau mai puțin, ei fac un certificat și baza acestui certificat el merge pentru calcul. Dar tot sunt niște cifre care sunt estimative. Iată, asta este o poziție care este consum autorizat, nefacturat. Dar consumul de care vă vorbesc, 349,55 minus 17,2, diferența respectivă este consum neautorizat și nefacturat. Am avut un răspuns mai detaliat, anume, care sunt pierderile, cândva dumneavoastră mi spuneați de la eroarea contoarelor, furtul și noi, alte necesități să pun pe noi avem, noi avem descifrată toată informația respectivă. Dacă era la comisie pus întrebarea, eu astăzi era să vă aduc toată în descifrare. Vă urmăresc, noi ducem evidența pe fiecare contor general, așa cum spune legislația, la branșamentul caselor multietajate. Iată aici, la casele multietajate, între contorul general care este și suma contoarelor individuale care sunt majoritatea de clasa A și clasa B de precizie, este o diferență. Diferența respectivă nu poți considera că este furt, pentru că contorul este sigilat și este autorizat, dar noi știm că acest contor nu indică, este o eroare de calcul. Iată, este o astfel de o diferență care este înregistrată, care merge la acel consum neautorizat și nefacturat. Pe fiecare sector din Florești, pe fiecare localitate, noi avem în fiecare lună care este volumul de apă, care merge în sistem. Ca exemplu, din fiecare rezervoar, la Independență, la Mihai Viteazu, apa care iese din rezervoar, ea este dusă la evidență. Și noi știm pe ce sector și câtă apă s-a dus, cât s-a facturat și cât nu s-a facturat. Astfel de evidență noi avem cât pe Florești, atât pe fiecare localitate, în parte. Pur și simplu, dacă știam, vă puneam la dispoziție toate cifrele respective, cred că la ședința Consiliului Societății o să fie prezentate în amănunte toate cifrele respective. Consiliul de Florești este fondatorul organizației Servicii Comunale. Așa, ședinții în general. Iată, noi am vrea așa o întrebare. Să vedem ce cum spuneam în rând la locuitorile orașului Florești, că noi avem ceva beneficii sau ce nu beneficii, dar ce s-a îmbunătățit situația lor cu apa, cu asta și alte probleme, ce au câștigat locuitorii orașului Florești. Asta o întrebare. Vă spun de ce, că noi timp de un an de zile ne încăjăm, dar eu luptăm cu dumneavoastră, care în principiu, cu contoarele, toată vremea, până la urmă, și ceva, contoarele trebuie să fie instalate, cum se vorbește mai departe, în contul întreprinderii. Și a doua întrebare. Mie rămâniți cum câțiva ani la rând, eu, noi am avut beneficiu, acum, dacă ne uităm indicii care sunt pe păcatele dumneavoastră, ar trebui să vedem ordine, în păcate, noi nu putem să vedem ordine. Dar, în principiu, iată, se apropie vremea cererii creditului. Care, după cum noi am discutat și ieri, e în sumă de 4 milioane, o câteva zile. Cum îl hotărâți și cum îl îndepliniți? Îl realizăm. Dar, după dumneavoastră.
La prima întrebare. Din an în an, calitatea serviciului crește. Câteodată consumatorul și poate nici nu se sizează această diferență, pentru că noi am avut noroc să trăim cu dumneavoastră într-o zonă din care avem posibilitatea să luăm o apă de subterană de calitate și este foarte important că această apă care este luată din subterană să ajungă la consumator fără a fi deformată prin un serviciu necalitativ. Ultimul timp serviciul a crescut în calitate foarte mult. Este greu să-i spui consumatorului cum el îl percepe, pentru că el s-a deprins cu o calitate de apă și el tot aceeași practic și-o primește. Dar despre asta vorbește, noi am fost anul ăsta atestați de auditul internațional în domeniul calității apei, este așa numit ISO 22000 și ISO, calitatea managementului ISO 14001. Aceste două standarde internaționale care noi le-am căpătat puțin mai înainte, anul ăsta au fost confirmate prin auditul internațional care noi l-am avut. El vorbește mai ales despre calitatea apei. Eu vă vorbesc, asta calitatea produsului alimentar, ISO 22000. Acei care au fost, acei au apreciat, au mers de la sursă și au mers până la consumator și au văzut cum s-a îmbunătățit situația. Ca exemplu, ca să dai un produs alimentar cum este apa potabilă, este clasificat și ca produs alimentar, noi astăzi o preluăm acolo în zona unde noi prestăm serviciu din sondă de la adâncimi cu pompă submersibilă prin țevi de inox, pompă de inox, țevi absolut noi, rezervoar și așa mai departe. La toate etapele se fac analizele serviciului respectiv și ele confirmă că apa potabilă care se prestează către consumator este de calitate care corespunde costului apei potabile. Numărul de avarii care au fost în anul respectiv s-a micșorat comparativ cu anul precedent. Vorbesc despre orașul Florești. Măcar că noi activăm în cadrul tot la aceleași sisteme care au fost inițiate mai înainte. Deci s-au făcut multe lucrări pentru cetățeni, pentru reabilitarea țelelor de apeduct, prin care apa, cum am spus eu, se deforma, venind o apă calitativă, trecând prin niște rețele vechi și împlute cu nămol, și de rugină, până la urmă, la consumator, în unele zone, vine apă de o calitate nu prea bună. Foarte multe lucrări s-au făcut anul precedent ca să îmbunătățim această calitate. Traseul central. Traseul central, cum am menționat, 22,55 km a fost complet reabilitat. În luna noiembrie, anul trecut, eram într-o situație de criză extraordinară, când au fost și zile care, așa să spun, cred că undeva până la 150 am avut cazuri când nu puteam pompa apa de la Gura Căienarului spre Florești. Consumatorii, am depus toate eforturile ca consumatorii, persoane fizice, să nu simtă lucrul ăsta, au simțit numai agenții economici, ca fabrica de conserve care lucra și avea deficit, nu de apă, dar de presiune de apă, care noi nu puteam să le asigurăm la acel moment. Dar, în sfârșit, dacă noi nu beneficiam de proiectul respectiv, orașul Florești era să aibă probleme foarte mari cu alimentarea cu apă potabilă. Traseul care a fost schimbat era într-o situație foarte și foarte deplorabilă. Deci, astăzi avem posibilitatea să aducem la consumatorii noștri o apă cu mult mai bună comparativ cu 3, 4 și 10 ani în urmă care prestam serviciu, deci ca calitate. La întrebarea a doua care ați menționat dumneavoastră, la ultima comisie de ziua de marți, unde au fost ședință la ambele comisii, s-au pus în discuție soluția la acea problemă discutată pe parcursul de tot anul 2013 cu contoarele. Cum s-a primit, cum v-ați spus dumneavoastră, lupta a mers toți împotriva la UNU, adică la Servicii Comunale Florești, s-a considerat că nu am dreptate. Am adus foarte multe argumente că nu fac nimic altceva decât respect prevederile contractului internațional. Și astăzi am adus aici cu mine, dacă este necesar, să vă prezint concluziile consultantului internațional care supraveghează acest contract, care a spus că toate procedurile care au fost efectuate de management au fost corecte și în concordanță cu prevederile contractului internațional și n-am încălcat nimic. Este foarte bine că, în sfârșit, împreună cu primăria, am lucrat foarte mult, cred că mai mult de vreo 2 luni de zile, când am căutat diferite variante și astăzi, pe masa dumneavoastră de lucru, este o variantă și mai perfectă a soluționării acestei probleme, care cred că dumneavoastră o să o puneți în discuție și o să vă expuneți sau o să o aprobați. La două întrebări, vă rog. La bursare.
Referitor la rambursare, da, am vorbit și în cadrul comisiei și vorbesc și acum, situația respectivă, proiectul a întârziat cu 2 ani de zile. Conform prevederilor proiectului, la 19 iunie și 19 decembrie sunt două date pe an când întreprinderea trebuie să se ramburseze către bancă creditul și procentele. Prima dată creditul, deci de la momentul inițial a proiectului până în 19 decembrie 2013, noi am rambursat numai procentele și am rambursat o penalitate din cauza că banii care mi s-au alocat nu au fost ridicați, rambursați. La 19 decembrie 2013 noi am întors de acum și prima dată creditul. Am modelat situația cam ce trebuie să plătim noi, pentru că în contract este stipulat ce sume noi trebuie să plătim la fiecare dată. Am discutat, am avut o ședință legislativă împreună cu consultantul și toți operatorii, s-a analizat că la toți situația este analogică, la toți 6, din cauza că contractul a întârziat cu 2 ani de zile și s-a stabilit că lucrul ăsta era evident încă din primăvara anului trecut. S-au dus discuții și consultantul pe intermediul Ministerului Mediului responsabil de domeniu de implementarea proiectului și Ministerului Finanțelor care vorbește la nivel de finanță au dus negocieri și contractul a fost prelungit pe 2 ani de zile. Însă Ministerul Finanțelor în cererea față de Verde a prelungit pe 2 ani de zile n-a stipulat că procentele și creditele care trebuie să fie întoarse tot trebuie să fie amânate pe 2 ani de zile după ce va fi implementat proiectul. Consultantul, prin scrisoarea sa, i-a atenționat de lucrul acesta. Ministerul de Finanțe acum lucrează la lucrul ăsta și ei au considerat că nu este atât de catastrofală problema, este de competența lor. Pentru că rambursarea creditului se face în felul următor. Noi primim o scrisoare de la Ministerul Finanțelor către Direcția Finanțe a Consiliului Raional. Consiliul Raional ne pune la dispoziție această scrisoare. Noi banii respectiv îi repartizăm proporțional pe 10 primării, transferând pe conturile speciale a primăriilor. De acolo ele se întorc pe contul special a Consiliului Raional Direcției de Finanțe și s-a îmbursat la Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe a considerat problema respectivă este internă, deci depinde de ei, de țară, și ei acum caută care este modalitatea să ne informeze care va fi rambursarea. Deci, din start, acum se spune că deci, nu vreau să spun, că n-am nicio hârtie oficială pe tema respectivă, dar nu va fi rambursarea ceea ce este prevăzută conform contractului. Deci statul își va onora obligațiunile față de BERD, dar noi vom plăti o altă sumă față de Ministerul de Finanțe. Domnul director, spuneți, vă rog, cum s-a întâmplat așa că adică dumneavoastră ca administrator a dus în eroare primăria orașului Floreș în cele 10 primării care au intrat în contractul, da? Și au primit o decizie unde din anul 2013 până în anul 2015 până în anul 2025 trebuia de achitat încă câte 5%, adică de mărit tariful câte 5%. În fiecare an. Și până la urmă, până la momentul de astăzi, s-a depistat că asta a fost o încălcare. De ce s-a primit lucrul acesta? Așa se primește că din întrebarea dumneavoastră de acum este o concluzie făcută. Că eu personal am dus în eroare 10 primării. Am întrebat ce s-a primit? No, dumneavoastră a spus. Dumneavoastră a dus în eroare 10 primării. De asta mi-a spus că contractul este limba de lucru. Contractul este limba engleză. Și adică nu este nevoie de traducerea asta în limba de stat a noastră. Poate eu s-o pot că din ultimele discuții cu dumneavoastră am înțeles că este de vină că n-a fost translat acest proiect corect. Așa eu am. De ce s-a întâmplat? Eu să încerc să răspund la întrebarea dumneavoastră o leac sub alt aspect, totul din altă parte. Dumneavoastră știți că eu tot sunt, afară de director, sunt și eu om politic. Și să faci greșeli politice care se răsfrâng numai asupra ta, dar asupra formațiunii care reprezinți, sunt niște încălcări foarte grave care trebuie să fie penalizate. Analizând situația respectivă și cunoscându-mă pe mine, eu cred că dumneavoastră apreciați că eu nu puteam să-mi permit să-mi fac așa un moft sau așa o greșeală fatală, care poate fi nu numai pentru mine, dar și pentru formațiunea pe care o reprezint. Deci, dacă era vreo posibilitate ceva de a face altceva, desigur că eu făceam. Dar eu totdeauna spun așa, pe primul loc, legea. Legea în capul mesii. Eu v-am prezentat dumneavoastră contractul care a fost
contractul semnat la 20 decembrie 2020.